Magia relațiilor cu doctorul Gaspar Gheorghi. Gaspar Gheorghi în studioul Europa FM. Bine ai venit, Gaspar. Bine te-am regăsit, Radu. Mulțumim pentru vizită. Suntem la Psihologia relațiilor, începând din acest moment și pe Facebook Radio Europa FM, și am promis că vom sta de vorbă despre următorul subiect: cum dialogăm cu copiii noștri în vremurile astea în care adulții sunt foarte agitați din cauza coronavirusului acum, în ultima perioadă. Poate chestia asta se afecteze și pe copiii noștri, pe cei mici? Cu siguranță. Eu sunt de părere că, de fapt, copiii văd și aud mai multe decât am crede noi, adulții, și în momentul în care ceva se schimbă în mediul lor, imediat asta le captează atenția. Copiii observă atunci când părinții cumpără mai multă mâncare decât de obicei, atunci când încep să se îngrijoreze, atunci când poartă o serie de discuții care sunt tensionate, și de cele mai multe ori copiii, pentru că noi, ca părinți, ca îngrijitori, nu găsim timp să povestim cu ei, mintea lor începe să construiască o poveste despre ce se întâmplă. Și de cele mai multe ori aceste povești sunt, de fapt, bogate în informații neadevărate. De aceea este foarte, foarte important să găsim timpul necesar pentru a ne așeza alături de copiii noștri și a purta o astfel de conversație esențială, care nu e neapărat confortabilă și plăcută, însă este foarte, foarte importantă pentru a păstra sănătatea mentală a copilului. Și cum ar trebui discutat cu ei? Ce ar trebui concret să le spunem în acest caz în care poate ne pot vedea și purtând măști pe față? Nu? De regulă, atunci când vine vorba despre astfel de conversații mai puțin plăcute, e bine să începem cu o întrebare. Ce știi tu despre acest virus care a speriat lumea la modul cel mai serios? Și este foarte important să începem cu o întrebare de ce. Pentru că obiectivul sau intenția părintelui este aceea de a liniști pe copil. Și pentru a putea să liniștești, ai nevoie să știi ce fel de informații are, ce îl deranjează, ce îl supără, ce îi creează un disconfort. Și copilul s-ar putea să răspundă la această întrebare mai ușor sau mai greu, însă noi, ca și adulți, putem fi acolo și să-i spunem: bun, vreau să înțeleg ce părere ai tu despre ce ai auzit la școală, sau ce părere ai tu despre ce ai auzit tocmai la Europa FM. Și copilul probabil că va spune că da, am înțeles că există o boală care reprezintă un risc destul de mare și oamenii s-ar putea să se îmbolnăvească din cauza asta. Și atunci părintele ar putea spune: da, și-mi imaginez că ești destul de preocupat, de speriat, de îngrijorat, și este perfect în regulă să simți toate aceste emoții, și vreau să știi că noi suntem aici lângă tine, eu, mama, eu, tata, și așa mai departe. După care este foarte, foarte important să-i transmitem copilului că, dincolo de risc și de amenințare, lumea nu devine un mediu periculos și că, de fapt, există oameni de știință, cercetători, care caută să vadă cum anume putem combate acest virus. Și musai să subliniem faptul că sunt o serie de comportamente în care ne putem implica pentru a preveni. Și noi deja am auzit aceste mesaje, probabil că și copiii le-au primit la școală din partea cadrelor didactice, de a ne spăla pe mână mult mai des, de a fi mult mai atenți la igienă, de a tuși în cod și nu în palmă, așa cum se întâmplă de obicei, adică cumva de a purta o conversație absolut firească. Ea e de regulă percepută un pic neplăcut de către adult, pentru că părintelui este teamă să nu pună mai multă îngrijorare pe umerii copilului. De ce să-i vorbesc despre acest virus dacă copilul nu mă întreabă? Din contră, psihologia relațiilor ne spune că este datoria adultului, de datoria părintelui, să aducă în discuție astfel de subiecte fără să așteptăm până când vine copilul să ne întrebe. E chiar recomandat așadar. Exact. Pentru că, de regulă, copiii vin și adresează astfel de întrebări atunci când nivelul de disconfort emoțional, atunci când deja se stresează foarte mult. Și e păcat să lăsăm pe copil să se macine de unul singur cu toate aceste emoții, cu toate aceste îngrijorări, când ar putea să le gestioneze mult mai bine împreună cu noi, părinte. Da, și bănuiesc că există riscul să primească informații eronate. De cele mai multe ori, exact, mintea copilului fie produce o serie de explicații care nu sunt congruente cu realitatea, fie copiii povestesc între ei. Copiii, inclusiv la grădiniță, în momentul în care se întâmplă ceva neobișnuit în mediu, încep să-și adreseze întrebări și încearcă să găsească și răspunsurile potrivite, care noi știm că de cele mai multe ori sunt exagerări. Am avut în această săptămână, nu, de fapt săptămâna trecută, în cabinet o familie în care părinții îmi spuneau că a venit copilul acasă de la școală foarte speriat pentru că oamenii vor muri și se vor transforma în zombi. Adică în momentul în care informația nu este corectă și nu este livrată în așa fel încât copilul să o înțeleagă prin mintea lui, de aceea este foarte important să folosim cuvinte pe care cel mic le înțelege. Pentru că în momentul respectiv mintea nu va mai completa aceste goluri cu informații care nu sunt reale, sau un astfel de copil s-ar putea duce la școală să-i spună colegului: știi, nu e adevărat, oamenii nu se transformă în zombi pentru că în astfel de situații, oamenii de
știință, cercetătorii caută remedii și așa mai departe. Este foarte, foarte important așadar comunicarea dintre părinte și copil, exact, exact cum ai spus, exact, tu, pe orice problemă, nu neapărat în problema asta care ne macină pe noi, coronavirusul, mă rog, virusul ăsta chinezesc, ci în orice altă problemă, că e sensibilă, că nu e sensibilă, inițiativa trebuie să aparțină părintelui. Exact, și dacă vorbim de copii mai mici care nu sunt atât de dispuși la a se implica într-un dialog, merită de cele mai multe ori să recurgem la joacă și să luăm, de exemplu, niște figurine, niște jucării preferate ale copilului, un urs de pluș sau o altă păpușă, și să inițiem un dialog. Și, de exemplu, mama urs vine și îl întreabă pe puiul urs: cum te simți, cum a fost azi la grădiniță, cum a fost azi la școală, și copilul nostru să răspundă ce ar răspunde puiul urs. Uh-huh. Și de foarte multe ori copilul spune exact ceea ce ar spune el dacă mama sau tata l-ar întreba pe el. Adică putem recurge și la astfel de strategii de playful parenting, se numite ele în literatura de specialitate, în care intrăm în această lume a jocului, prin care noi știm că de regulă copiii se exprimă mult mai ușor decât atunci când vine vorba de cuvinte sau de un dialog matur. De asemenea, putem recurge la a desena, putem desena acest coronavirus, putem să-i dăm un nume, putem de asemenea să desenăm resursele pe care oamenii le au, putem să desenăm apa care este atât de importantă, putem desena săpunul prin care noi ne protejăm de riscul de a ne expune la acest virus. Adică e nevoie doar de imaginație și de creativitate și de bună voință și puțin timp pe care să îl acordăm copilului. De asemenea, este foarte important de știut că nu vorbim despre o singură discuție. Acesta este un dialog care seamănă mai degrabă cu un proces. Am vorbit astăzi, nu înseamnă că nu mai deschidem subiectul deloc. Îl deschidem și mâine și poimâine, de fiecare dată, și este foarte important să-l upgradăm pe copil. O să vedem că dacă vorbim de preadolescenți, de exemplu, 11-12 ani sau adolescenți, copii mai mari de 13 ani, ei sunt dorni să cunoască felul în care evoluează toate aceste descoperiri în domeniul științei. Adică copilul va vrea să știe dacă a mai evoluat ceva, dacă s-au mai făcut niște îmbunătățiri, pentru că asta o să-l ajute să se liniștească, să se simtă mai în siguranță. De aceea este foarte important ca înainte să informăm copiii și noi să ne informăm și să avem acces la informație cât mai corect. Sunt informații foarte bune, foarte utile pe care le-ai transmis și astăzi. Îți mulțumim tare mult. Gașpar, ai venit cu o carte, se numește De la ceartă la dialog. Această carte va reprezenta premiul pe care noi o să-l oferim pe Drumul Prioritate săptămâna viitoare. Ce ne poți spune despre această carte? Este cea mai recentă publicație a editurii Pagina de Psihologie. Este scrisă de Dr. John și Julie Gottman, doi dintre cei mai importanți cercetători la nivel internațional. Atunci când vine vorba de relațiile interpersonale, fac cercetări de peste 40 de ani. Ce îmi place mie în mod deosebit la această carte este că prezintă povestea 10 cupluri cu 10 probleme diferite care merg la acest laborator al iubirii, se numește laboratorul lor de cercetare din Statele Unite. Și cartea ne prezintă felul în care partenerii relaționau înainte să beneficieze de consilierea psihologică și felul în care au învățat să comunice într-o manieră inteligentă după ce i-au întâlnit pe cei doi specialiști, așa că ne poate oferi nenumărate informații utile apropo de cum putem avea grijă mai mult de sănătatea relației noastre. Premiul pentru săptămâna viitoare, însă noi am promis o carte ca premiu pentru această săptămână și imediat vom afla despre ce carte este vorba și cine a câștigat-o mai ales. Gașpar Gheorghi, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Te aștept în studio și săptămâna viitoare la Psihologia Relațiilor, aici pe Drum cu Prioritate. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine.